Spitalul Municipal de Urgență din Roman percepe o taxă în valoare de 10 lei pentru majoritatea pacienților care sunt internați. Această sumă este valabilă în toate spitalele din țară. Este prin lege, este permisă această ocoplată de 10 lei pe spitalizare, deci nu 10 lei pe zi, trebuie să precizăm, da? Este ocoplată de 10 lei, indiferent că pacientul stă 10 zile în spital, 12 zile, 7 zile, ocoplata este 10 lei și este plătită de pacienți conform reglementărilor casei, conform reglementărilor legale, cu excepția unor categorii de persoane care la fel sunt stipulate prin lege și pe care o să vi le menționez acum. Se referă la copiii de până la 18 ani, tineri între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi sau aflați într-o formă de învățământ, bolnavi cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, ca de exemplu bolnavi cu diabet zaharat sau în programul de protezare de șold, persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii, cu pensie mai mică de 900 de lei, femeile însărcinate și lăuzele. Pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplății este stabilită pe criterii proprii de fiecare unitate sanitară cu avizul Consiliului de Administrație.